face florile să crească mai repede și ne ajută să fim mai creativi și mai inteligenți. Sunt Raluca și azi vom descoperi câteva lucruri pe care nu le știam despre muzică. Dar înainte de toate, vă invit să apăsați like și subscribe! Care este legătura dintre muzică și inimă? Ei bine, una foarte mare! Nu doar că muzica ne influențează starea de spirit, dar modifică ritmul nostru cardiac și valoarea tensiunii arteriale. Studiile au demonstrat că persoanele care ascultă muzică, măcar 30 de minute pe zi, au pulsul mai scăzut și tensiunea mai mică față de cele care nu ascultă deloc muzică. Totuși, rețeta nu este valabilă cu orice melodie. Spre exemplu, s-a dovedit că muzica alertă de tip rap accelerează bătăile inimii și generează o stare de anxietate. În prezent, tot mai mulți terapeuți apelează la metode de relaxare prin muzică, iar studiourile de înregistrări sunt luate cu asalt de creatorii pieselor cu efect antistres. Florile iubesc muzica și cresc mai repede și mai puternice dacă în preajma lor se ascultă piese clasice. Dar cum e posibil? Că doar nu au urechi să audă. Cu toate acestea, cercetătorii indieni au demonstrat că plantele au 20 de receptori foarte sensibili la sunete, cuvinte și muzică. Vibrațiile muzicii, în special ale celei clasice, stimulează rădăcinile care chiar încep un fel de dans. Mozart, Vivaldi, Bach și Ravel se află în topul preferințelor plantelor. Pe melodiile lor, gălbenelele și petuniile au înflorit cu 2 săptămâni mai devreme. Muzica jazz are și ea un efect benefic asupra plantelor, dar nu spectaculos, în timp ce stilul country le lasă indiferente. Pentru rezultate cât mai eficiente, specialiștii recomandă ca florile să fie expuse la 3 ture a câte 15 minute de muzică pe zi. Atenție însă, nu le place rock-ul. Și o dovedesc oprindu-se din crescut, ofilindu-se și chiar murind. Și sunteți gata să auziți ceva și mai și? Florile cântă și ele, iar muzica lor sună cam așa. Nu vă plecați urechea să ascultați cum cântă floarea de pe pervaz, că nu o veți auzi. Notele pe care le-ați auzit au fost inițial vibrațiile unei plante. Semnalul acestora a fost transmis către un calculator care le-a transpus în format audio. Și uite așa, muzica plantelor a câștigat mulți fani și a ajuns în topul căutorilor de pe Google. Și numărul fanilor va crește, deoarece s-a dovedit că această muzică are și un efect vindecător. Anii 1960. Patru băieți fabuloși zguduiau scenele din întreaga lume. John, Paul, Ringo și George au dus muzica la un alt nivel. The Beatles au fost un fenomen ceva ce publicul nu mai văzuse până atunci. Energie, creativitate, muzică și concerte incendiare. Adevărați profesioniști, ce mai? De asta fanii lor au fost șocați când John Lennon a recunoscut că niciunul dintre membrii trupei nu cunoaște notele și habar nu are vreun strop de teorie muzicală. Talentul și urechea muzicală extrem de dezvoltată le-au venit mereu în ajutor. Dacă ascultăm muzică în timp ce facem sport, exercițiile ne ies mai bine? Categoric, da!
Studiile au demonstrat că suntem mai eficienți în sala de sport dacă ascultăm melodii antrenante. Asta pentru că membrele noastre tind să se sincronizeze cu ritmul muzicii. Și iată un alt motiv ca să nu vă uitați căștile acasă. Muzica ne crește rezistența la efort și nu mai simțim durerea la aceeași intensitate. Mozart, geniul muzicii clasice, se pare că își transmite nițel din genialitate prin piesele pe care le-a compus. Efectul Mozart a fost dovedit prin studii și experimente, chiar dacă încă mai există și sceptici. Care e deci efectul efectului? Creșterea IQ-ului. Cu cât expunem copiii mai repede la opera lui Mozart, cu atât mai bine. Chiar de când sunt încă în burtica mamei lor, ei aud, iar muzica celebrului compozitor le stimulează creierul. Nici pentru copiii mai mari nu este prea târziu. Și chiar și adulții mai au o șansă să-și sporească inteligența. Odată ce ai apăsat play, Mozart își face efectul. Cercetările au arătat că după doar 15 minute te vei orienta mai bine și vei da răspunsuri mai bune la testele de inteligență. Fără îndoială, ar mai fi multe alte lucruri de spus despre muzică, dar vă las să le descoperiți singuri și să-mi scrieți în comentarii ce ați aflat. Vă aștept din nou și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați de like și subscribe. Pa, pa!